Începând cu 1 ianuarie 2017, după ce ex-primarul Laurențiu Leoranu a optat pentru fotoliul de deputat, prerogativele funcției de edil șef al Romanului au revenit prin lege viceprimarului Lucian Micu. În aceste condiții, Consiliul Local va funcționa cu un consilier mai puțin. La prima ședință ordinară din luna ianuarie, prerogativele funcțiilor de viceprimar vor fi delegate temporar unui consilier local în funcție. În momentul de față, Consiliul Local va funcționa cu 20 de consilieri locali. În prima ședință ordinară din această lună, cel mai probabil Consiliul Local va desemna unul dintre consilieri care să aibă atribuții de viceprimar și ulterior să funcționăm în echipă completă la conducerea primăriei municipiului Roman. Ordinul de încetare a mandatului fostului primar Laurențiu Leoreanu și preluarea prerogativelor de primar interimar de către Lucian Micu au fost comunicate în ședința de îndată a Consiliului Local din 5 ianuarie de către secretarul Gheorghe Carnariu. Surse credibile din anturajul liberalilor nențeni susțin că cele mai mari șanse spre a obține postul de viceprimar le au tot liberalii și că, tot ca element de noutate, ar fi acela că funcția de viceprimar interimar să fie ocupată de una dintre cele trei consiliere liberale, Roxana Iorga, Dana Păiuș sau Daniela Suman, extrem de active în viața organizației liberale locale. Liberalii au în Consiliul Local un număr de 15 mandate, inclusiv cel al primarului interimar. În perioada de interimat, Lucian Micu își pierde dreptul de vot fără prea mari influențe asupra deciziilor. Socialdemocrații au și ei 6 mandate de consilier local, insuficiente însă pentru a pune bețe în roate unor proiecte.